Gheorghe Durlescu s-a apucat de afaceri în Păulești acum mai bine de 20 de ani. În 2006 a vrut să se extindă, așa că a concesionat de la primărie 10.000 de metri pătrați de teren pe 49 de ani, cu solicitarea de a construi o zonă de agrement acolo. Baza sportivă cuprinde un teren de fotbal, o piscină, un loc de joacă, vestiare, o mini-piață și un supermarket. După 5 ani, noul primar al localității a încercat să anuleze contractul de concesiune, iar investitorul susține că nu există motive întemeiate pentru asta. Încearcă să anuleze acest act de concesiune, care este legal, perfect legal, în toate punctele de vedere. Pentru construcție există proces verbal de recepție, eliberată primăria Păulești, el invocă că nu l-a semnat el și că nu e legal. Există autorizație de construire și toate clădirile sunt intabulate în proprietatea SC Durlescu Impec SRL. Și el vrea să vă despăgubească, dacă... Ar trebui să mă despăgubească, dar unde face reclamații, el sare exact cuvintele unde scrie că trebuie să mă despăgubească. Primarul invocă că terenul de sport nu este folosit de localitate, de copii din localitate, de echipe de sport, piața nu este folosită de oamenii din localitate și nu din cauza mea, din cauza lui. O să vă demonstrez cu niște poze pe care am filmat toți oamenii care își vând cireșe la poartă. Niciodată nu i-a adus aici să îi oblige să vândă cireșe în piață. Ieri după amiază, hotărârea de anulare a contractului de concesiune a fost pentru a cincea oară introdusă pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local. La ședință a participat de această dată și Gheorghe Durlescu, însoțit de un avocat. La hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune numărul 3903/2006, încheiat între Consiliul Local Păulești și SC Durlescu Impec SRL, inițiator primar Sandu Tudor. Primarul Sandu Tudor susține că investitorul nu a respectat proiectul inițial, care prevedea două terenuri de sport și o piscină pentru copii. Și nu a reușit până la acest moment măcar să facă o piscină, un ștran pentru copii, așa cum și-a luat angajamentul, sau încă un teren de sport, așa cum are decât unul, și în loc de spațiu verde destinat copiilor și oamenilor să meargă să se recreeze, avem un eleșteu de pește. Astea stă la fața locului prin raportul extrajudiciar. O să-l dau presei dacă ține neapărat și văd că e astăzi prezent aici toate cele actele care le am și inclusiv hotărârile de instanță unde prefectura ne-a invalidat hotărârea de a-i da termen de prelungire la cererea dumnealui. Și dacă se vor constata că eu greșesc, eu trebuie să-mi apăr pielea mea de primar. Atâta timp cât sunt măsuri luate și până la data de 15 ianuarie trebuia să dăm răspuns curții de conturi, nu am dat că a existat acel raport și trebuie să dăm curs activității și dacă ne convine și dacă nu ne convine. Poate Consiliul Local și să-mi spună și mie. Zone și poate vreau să vedem și acolo. Da. Și să-mi spune și mie ce diferență este între poza aia și intrarea care a făcut. Cum considerați dumneavoastră că acea piscină de 1700 de lei anul trecut, astăzi costă 300 de milioane. Păi am adus îmbunătățiri. Chiar vreau să vedem. Când a venit expertul și cu comisia de la primărie, că ați avut o comisie la primărie. Deci a trimis expert după 15 februarie și vroia să funcționeze dușul. Acea piață agroalimentară care trebuia să existe, nu are acel etaj care trebuie să aibă spațiul de depozitare, așa cum spune în autorizație dumneavoastră care l-a scris la primărie. Deci dumneavoastră a scut autorizații cu parter și mansardă și la dumneavoastră e parter și pod. Spune că trebuie să aveți în piață, în interiorul acelui magazin sau în piață ce aveți dumneavoastră acolo, două scări interioare care să mergeți la spațiul de depozitare și nu le aveți. Consilierii au decis însă să amâne proiectul până la ședința următoare. Între timp, chiar a fost avansată ideea ca acest scandal să se aplaneze. Asta doar în condițiile în care fie investitorul va remedia deficiențele, fie va vinde baza sportivă și supermarketul primăriei Păulești.